Să nu stai ca unul care stă la răspântii de drumul întrebându-se pentru să merg, ci să fii credințat că eu nu te-am dat uitare. Chiar dacă unii au întrebări și se întreabă de ce am trecut și trece prin vremurile acestea, adă mulțumiri, ești viață. Adă mulțumiri că încă am lăsat pace, zice Domnul. Nu te-ai sculat în sunete de război. Adă mulțumiri că încă am lăsat îndurare. Ca vara zile la Eaos. Că-și cel rău și-a făcut multe planuri. Și unele din ele le-au împiedicat și nici măcar nu le-ai văzut, zice Domnul, împlinirea sau pornirea lor. Și dacă unele, iată, au fost ca niște vânturi reci, altele ca niște valuri puternice, eu, Domnul, am rămas credincios făgăduințelor mele și-am dat biruință. Pe lahana mi-a ales. Nu vreau să înaintez ca pe un șir de bătaie, ci vreau să te colonez, zice Domnul, căci eu sunt cel ce am luptat să lupt pentru tine și corturile tale. La Baracom era ales, dar vremea aceasta este vremea când se strângi rândurile, zice Domnul. Sobera ales, Sivias, ca nu cumva, iată vrășmașul care și-a făcut planul să facă multe sfărturi, în multe corturi, să înceapă să-și atingă ținta și apoi unii să o ia la fugă din poporul acesta. Să-și caute locuri de adăpost, să caute locuri de scăpare. Scăpare este sub ocrotirea mea, zice Domnul. Scăpare este să mă crezi pe cuvânt, să crezi făgăduințele mele, zice Domnul. Și să iei cuvântul meu care rămâne în picioare. Ca domenavial, iată, sunt cântare care ne pune vrăjmașul la mintea unora. Să vă cântăriți în mintea voastră unii pe alții. Și apoi să se audă niște cântăriri prin vorbe. Nu te-am chemat să cântărești pe nimeni altul. Te-am chemat să te cântărești pe tine însuți, zice Domnul. În lumina cuvântului meu, să te smerești, să cauți adevărul și să te încrezi în mine, Domnul, în vremea aceasta. Ca nu cumva, zice Domnul, iată furia vrășmașului care s-a pornit în dreptul unor corturi să vină și unii să se întrebe de ce încă îngăduie Domnul lovituri de acestea. Pentru că vreau, zice Domnul, să o ocrotesc. Pentru că vreau și sunt gelos pentru tine. Iată, te sfătuiesc, adă mulțumiri din adâncul inimii. Adă mulțumiri și încredite în mine, Domnul, căci vreau, zice Domnul, să las niște semne de biruință. Șomenaviale, tu ne se treabă. Mai strâng, Domnul, lacrimi. Încă strâng în burduful meu. Unii se întreabă, mai are Domnul în vedere rugăciunea noastră, jertfa noastră? Da, încă ascult rugăciunea. Da, încă socotez jertfele aduse înaintea mea. Tu vă-ți partea ta de lucrare. Și vremea aceasta nu sta cu urechea la ce se aude dintr-o parte și în alta. Multe sunete false s-au auzit pe pământ. Și mulți stau și se frământă și se întreabă ce să mai crede, cum să mai înaintăm. Crede cuvântul meu, zice Domnul. Înaintează după călăuzirea adevărului și a Duhului meu. Și iată, nu scăpa din vedere ținta ta. Ținta ta este întâlnirea cu mine, Domnul. De aceea, în vremea aceasta, faceți-vă rost de o inimă nouă. Și în vremea aceasta strângeți rândurile, înaintând într-o încolonare după cuvântul meu și după rânduiala pusă de mine, Domnul. Și în felul acesta, iată, veți vedea biruințe și nu veți vedea lovituri. Veți cânta cântări de biruință și de laudă și nu se vor cânta cântări de jale și de durere. Nu vor fi lacrimi amare, ci va fi bucuria care vreau să o dau și gustul bucuriei pentru multe inimi, în multe corpuri, așa vor merge pe Domnul Hristos. Domne la Chinavis, totuși ca să știi, da, în anul acesta pe întreg pământul, am rânduit pe unii să-i mai pregătesc și să-i chem acasă, zice Domnul. Pentru că eu sunt credincios făgăduințelor mele, nu lasă să se piardă ce este al meu. Tu luptă-te să trăiești adevărul și să poți fi gata în orice vreme și în orice loc. Amin.